spectacol la cea de-a 8-a ediție a campionatului internațional de box al raionului Cahul. 93 de sportivi din Moldova și Ucraina și-au împărțit pumni în prima zi de concurs, la 4 categorii de vârstă. Invitat de onoare al competiției a fost deputatul Constantin Țuțu. La școala sportivă din Cahul, pugiliștii nu au avut milă unul de altul. Tradițional, la competiție au venit și boxeri din 3 orașe din Ucraina. Sportivii susțin că s-au pregătit timp de jumătate de an pentru acest turneu. Consider acest nivel de competiție destul de bun, deoarece avem oaspeți din Ucraina. Acest nivel de competiție arată foarte bine cum se ocupă sportivii noștri din raionul Cahul și din celelalte raioane. Pugiliștii au fost urmăriți de deputatul, dar și cel mai bun luptător de K1 din Moldova, Constantin Țuțu. Eu mă țin minte pe mine la anii 15-16, cum luptam, eram organizat, mereu o echipă, ieșeam și luptam. Uite, aici, la fel, practic, nu se vede o desăbire careva. Da, toată ziua am fost în Parlament, am lucrat, acum seara am venit repede în coace, am făcut o vizită, după aia merg la sală, mă pregătesc deoarece am lupt în curând. Este foarte complicat, dar dacă vrei, faci toate lucrurile. Într-una dintre cele mai spectaculoase lupte, Cristian Strătilă din Chișinău l-a învins la puncte pe Victor Cobzaru din Cahul. Învingătorul susține că a învățat multe de la Constantin Țuțu după ce i-a urmărit luptele. Un pic, da, pur și simplu că adversarul era mai înalt și mai lungă mâini. M-am stăruit, toate puterile le-am dat în această luptă și câștigat. Campionatul internațional al raionului Cahul se va încheia mâine, cu finale la fiecare categorie de vârstă. Sportivii care vor urca pe podium vor fi premiați cu diplome și medalii, iar campionii vor primi câte un trofeu. Evenimentul este organizat cu suportul Partidului Democrat din Moldova.